Stimați părinți, trăiți clipe speciale privindu-vă copiii care s-au făcut mari, adulți, în stare să facă decizie pentru viitorul lor. Prin mintea dumneavoastră trec foarte multe amintiri. 20 de ani, plus minus, este o perioadă scurtă, dar în același timp lungă. Dumneavoastră știți că Dumnezeu v-a ajutat. El v-a răspuns rugăciunilor, v-a trecut peste toate încercările și astăzi sunteți parte din acest triumf al lui Dumnezeu. Aici sunt copiii pe care i-ați crescut. Misiunea dumneavoastră în parte se încheie astăzi. Ea va continua cu nepoții care stau să vină. Nepoți care vă vor aduce multă bucurie și multă satisfacție în anii care vor veni. Ne bucurăm de bucuria dumneavoastră. Suntem aici pentru că vă respectăm ca oameni, ca familie, ca și credincioși și ne rugăm lui Dumnezeu să vă păstreze bucuria, ea să rămână până în ultima clipă de viață. Dragi miri, dasă-ne Andreea, pe banca asta sunteți pentru prima oară și pentru ultima oară, sunteți o singură dată în viață, sunteți aici pentru că urmează să vă căsătoriți. Sunteți în mijlocul acestui eveniment care înseamnă nunta voastră. O nuntă care transformă prietenia voastră în căsătorie sau logodna voastră în căsătorie. Ăsta este un vis pe care l-ați purtat în suflet în ultimii ani. Visul de a vă face propria familie. Am pregătit o predică pentru sărbătoarea voastră ca și ceilalți doi frați, fratele Emanuel, fratele pastor Florin Câmpean, o predică pe care am numit-o caracteristicile relației de căsătorie sau caracteristicile căsătoriei. Și o să folosesc același pasaj pe care l-au folosit frații mei, respectiv pasajul acesta de la începutul Scripturii la care Mântuitorul face referire când vorbește cu farisei mai târziu despre început. Noi am citit exact pasajul de la început. Este pasajul fidel, autentic, care vorbește despre felul în care Dumnezeu vede căsătoria. Aș vrea să spun două sau trei caracteristici ale felului în care Dumnezeu vede căsătoria, fel al lui Dumnezeu pe care l-a explicat în Geneza, în capitolul 2. Căsătoria este un vis al oamenilor. Adevărul este că e cea mai frumoasă experiență umană. Este ceva ce faci cum îți place ție, acceptând faptul că ție îți place ce îi place lui Dumnezeu sau accepți ce îi place lui Dumnezeu. Toți oamenii au întrebări cu privire la căsătorie. Întrebările înainte de căsătorie sunt într-un fel, după căsătorie sunt în alt fel. Însă ele rămân. Viața noastră este caracterizată de multe întrebări. Trăim într-un orizont, într-o lume unde nu înțelegem toate lucrurile. Sunt foarte multe lucruri pe care nu le înțelegem și la fiecare experiență pe care nu o înțelegem, în parte sau deloc, noi avem cel puțin o întrebare. Aș vrea să mai spun faptul că Mântuitorul Iisus Hristos s-a întâlnit cu farisei de multe ori, așa cum menționam deja, și la un moment dat ei au pus o întrebare și întrebarea a fost: poate un bărbat să-și lase nevasta, să renunțe la nevasta lui, să se desparte de nevasta lui pentru orice motiv? Adevărul este că Biblia remarcă faptul că ei au pus o întrebare care era de fapt o ispită. Încercau să-L prindă pe Mântuitorul Iisus Hristos cu un răspuns care nu era convenabil la vremea aceea. Dar Domnul a răspuns într-un fel înțelept, așa cum a făcut întotdeauna, și le-a spus: la început nu a fost așa. Observați că fariseii nu au întrebat, nu există o soluție să reconciliem viața noastră de familie când apare o criză pe care nu putem rezolva, nu putem evita divorțul, n-am vrea să divorțăm, ne-am căsătorit din dragoste cu fata sau cu băiatul ăsta. Ei pur și simplu nici n-au mai fost interesați de o metodă de reconciliere, de restaurare a relației. Ei nu au mai avut intenția să încerce să repare relația, pur și simplu ei și-au dorit să divorțeze,
Acum aveau nevoie de acceptul Mântuitorului Iisus Hristos. El valida, el legaliza despărțirea căsătoriei lor dacă ar fi fost de acord cu asta. Hristos n-a spus nici da, nici nu. El a spus la început, nu a fost așa. Și așa cum spuneam puțin mai devreme, vreau să spun două sau trei lucruri despre cum a fost la început. Noi oamenii am restaurat lucrurile, mai ales în ultimii 5, poate chiar 10 ani, societatea umană, ca o comunitate internațională, a fost expusă la foarte multe schimbări. Vedeți, astăzi ne confruntăm cu lucruri care par neadevărate. Pur și simplu, oamenii care conduc lumea încearcă să împingă în mintea noastră aceste ideologii pe care noi nu putem să le acceptăm. Însă la început a fost cuvântul lui Dumnezeu. Iată prima caracteristică, separarea de părinți. Va lăsa pe tata și pe mama. De ce? Pentru că el este ca tata și ca mama acum, adică adult. Când băiatul și fata devin adulți ca mama și ca tata, ei pot să se căsătorească. Două dintre condițiile întemeierii unui cuplu, unei familii, este sau sunt maturitatea și responsabilitatea. Vedeți, voi ați avut libertatea să vă alegeți pe cine ați dorit voi. Nu a venit un grup de oameni sau părinții voștri să vă spună, da, stăn, uite, asta este fata cu care te căsătorești. Poate tu ai fi spus, tati, dar nu-mi place, nu mă interesează, asta este. Tu ai ales o fată cum ți-a plăcut ție. De asemenea, Andreea, liber consimțit, din dragoste, te-a ales pe tine să-i fii soț. Și în câteva clipe voi veți mărturisi aici, în fața amvonului, înainte de rugăciune, de declarația că sunteți căsătoriți, lucrul acesta. Ei, tocmai că ați avut libertatea să vă alegeți ce vreți voi, v-ați pierdut dreptul să vă criticați unul pe altul. Tu ți-ai ales ce a fost mai bun. Cum poate ce e mai bun să se transforme în ce e mai rău? Dacă e bun, bun va rămâne până la capăt asta, nu-i așa? Cum se face că e bună până la nuntă și după nuntă nu mai e bună sau nu mai e bun? Cum vine asta? Unde e greșit? Înainte alegerea sau după aceea s-a schimbat ceva? Hristos spune următorul lucru. Separarea de părinți presupune maturitate și independență. Asta înseamnă că doi tineri maturi și independenți urmează să-și întemeieze propria lor familie. Asta înseamnă că restul vieții veți trăi unul cu altul. Le spunem tinerilor, atunci când predicăm tinerilor, următoarele cuvinte. Alege pe cineva cu care poți să trăiești până când îmbătrânești. Să nu te enerveze, să nu te cicălească, să nu fie incompatibil, nepotrivit, prea de tot. Alege pe cineva care nu-i prea de tot. Alege pe cineva care se potrivește cu tine. Alege pe cineva pe care îl poți ține în brațe, cu bucurie, cu plăcere. Pe cineva care văzându-l, dintr-o dată devii bucuros. Sunt 3,5 miliarde de alternative. 3 miliarde! Din 3 miliarde nu-i una bună? Sigur că da. Persoana aceea stă lângă tine și stă lângă tine. Separarea de părinți este condiția pusă de Dumnezeu. Asta nu înseamnă izolare, ci înseamnă separare. Asta înseamnă capacitatea de a stea pe propriile picioare, de a nu mai depinde de părinți așa cum s-a întâmplat până acum. Până acum părinții au plătit bilurile, mortgage-ul, ei s-au îngrijit să fie frigiderul plin și toate celelalte lucruri pentru a-și crește copiii. Și părinții voștri au fost două familii responsabile. Acum voi vă cumpărați propriul vostru frigider. O să aveți propria voastră adresă. O să fiți o familie ca a lor. O să aveți bilurile voastre, mortgage-ul vostru, bucuriile și responsabilitățile voastre. Ei, pentru asta trebuie să fii matur. Maturitatea îți dă independență. Iar independența te grăbește să te maturizezi.
Pentru că atunci când erai la tati, puteai să nu te maturizezi, că era tata matur pentru tine. Acum nu mai e nici tati, nici mami. Dacă vă faceți mâncare, mâncați. Dacă nu, dar oricum, la care vine, vă cere bani. Maturitatea și independența sunt indispensabile pentru doi tineri care se căsătoresc și care se separă de părinții lor într-o casă care este a lor. Acest proces de maturizare trece prin mai multe faze. Sunt mai multe faze, mai multe etape. Procesul acesta este adevărat că are legătură și cu vârsta, dar nu neapărat. Este adevărat că este mai mult pentru băiat, dar în egală măsură și pentru fată. Maturizarea, specialiștii spun că băieții se maturizează mai greu, fetele se maturizează mai repede. Tocmai de aceea se vorbește despre soți imaturi. Un om poate să îmbătrânească, dar în mod obligatoriu nu este matur. Bătrânețea e obligatorie, maturizarea e opțională, este o alegere. Poți să îmbătrânești fără să fii matur, dar nu poți să nu îmbătrânești. De aceea în viața asta, de la tinerețe până la bătrânețe, omul este invitat să se maturizeze, să-și dezvolte caracterul, să fie un om de cuvânt. Noi românii avem o mare problemă, printre altele, punctualitatea. Am citit zilele astea un articol despre japonezi și acolo se spuneau mai multe lucruri despre ei. Printre altele, se menționa faptul că la ei, la fără 5, înseamnă cel mai târziu, adică dacă la 3 a început serviciul divin, la 2:55 este cel mai târziu. Dacă ai venit după 2:55, este deja târziu. Ce ar fi românii să fie așa? Nu rezolvăm nimic în alea 5 minute pe care le întârziem, dar asta caracterizează nația noastră și asta este o problemă de caracter. Asta se poate corecta atunci când ne propunem să ne corectăm. Dar I don't care. Ajung când pot, ajung când vreau. Maturitatea produce calitate, Dustin și Andreea. Calitatea pe care voi vreți să o aveți în familie, nu o puteți cumpăra de la niciun mall din lume. Ea este produsul maturității, iar maturitatea este influența părinților, este zestrea voastră genetică și este procesul acesta al vieții în care voi încerca să vă corectați tendințele greșite și să creați virtuți, să acceptați virtuți în viața voastră. Duhul Sfânt vă asistă, Cuvântul lui Dumnezeu vă ajută, dar trebuie să vă faceți timp pentru asta. Trebuie să acceptăm că în generația asta nu mai e la modă să fii un om de caracter. Asta nu mai e o virtute, nu mai e important. Nu mai poți să-i reproșezi nimănui că încalcă regulile, că nu mai există reguli. Pur și simplu, regulile ne deranjează. Până la urmă o să desfințăm și semaforul. Care apucă, apucă, care lovește cineva, l-a lovit, care nu a scăpat. Ceva de genul ăsta o să fie. Biblia vorbește despre procesul de maturizare ca fiind indispensabil, ca fiind obligatoriu, ca fiind absolut necesar. Orice soț care nu-și poate gestiona problemele care apar în viața lui și în familia lui înseamnă că nu este matur, adică s-a căsătorit prea repede. La fel cu soția. Să te căsătorești înseamnă să ai independență și maturitate pentru a face față situațiilor prin care poate trece o familie. Într-un an de zile s-ar putea să apară un baby, ba chiar mai repede sau puțin mai târziu. Și după unul, mai vine încă unul și poate mai mulți. N-am de unde să știu ce se va întâmpla cu voi, dar știu doar cum este să fii căsătorit, cum este să crești copii, cum e să faci față la tot felul de situații. Mașina pe care o ai, casa, banii, serviciu, nu-ți rezolvă problemele, ci doar caracterul, maturitatea. De aceea, când îți propui să te căsătorești și pleci de sub autoritatea lui tati și mami, care până acum au făcut totul să rezolve problemele, trebuie să-ți asumi că tu trebuie să-ți rezolvi propria problemă. Am întâlnit odată pe cineva, ne-am salutat și am întrebat unde mergi. Merg la mami și la tati să-mi dea ceva de mâncare, că se întoarce soțul de la muncă și nu am ce să-i dau. Dar tot mami face mâncare. N-a făcut destul 20 de ani mami mâncare. Dar cumpărați o cratiță și o oală la copiii ăștia să-și facă singur mâncare.
Independență, independența o acceptă, maturitatea e puțin mai complicată. Frați și surori, cea mai mare problemă pe care o au familiile este lipsa de maturitate. Ea provoacă neînțelegeri, nemulțumiri, conflicte și chiar despărțiri. Pentru că oamenii nu cultivă răbdarea, nu-și cultivă bunul simț, nu-și cultivă respectul, nu-și cultivă bunătatea, mila, capacitatea să ierți, capacitatea să rabzi, dar o soție am, cum să nu rabd? Dacă rab niște străini, să nu rab nevasta pe care mi-am ales-o dintre toate fetele din lume? Biblia mi-a spus să-mi iubesc dușmanii. Păi, dar eu nu mai pot să-mi iubesc nici nevasta? Păi, acum iertați-mă, cum? Cum voi iubi eu dușmanii mei dacă nu pot să-mi iubesc soția mea? Toate calitățile care m-au condus spre ea să o cer de soție, unde sunt când devin nemulțumit față de ea? De ce până la nuntă văd calitățile și după nuntă văd defectele? Care-i problema? E la mine? E la ea? E la amândoi? E la nimeni? Manifestările imaturității sunt de multe feluri. De pildă, promisiuni neîmplinite. Mâine o să fac treaba asta și nu se întâmplă nimic. Asta vine din imaturitate. Nu există demnitatea de a te ține de cuvânt, de a face ce ai promis. Când îți dai cuvântul, numai dacă mori, ai dreptul să nu-l împlinești. Dacă ești în viață, trebuie să te ții de cuvânt. Un bărbat adevărat, o doamnă, are cuvânt. Și cuvânt ai atunci când îl împlinești. Toți avem probleme, necazuri, la toți ni se strică mașina, la toți mai plouă, mai ninge sau... Dacă vorbim de sud, acolo e foarte cald. Însă, indiferent de circumstanțele vieții, trebuie să avem caracter. Atunci când plecăm de la tati și la mami, caracterul ne ajută, ne reprezintă. Când e un copil mic, îl întrebăm, al cui ești, mă? Și spune, al familiei Chirilă sau al familiei Paul. Dar acum îl mai întreabă cineva pe un tânăr căsătorit, al cui ești? Nu-l mai întreabă. Pentru că nu-l mai reprezintă părinții, ci îl reprezintă ce face el. Părinții l-au reprezentat când a fost mic. Ei, tocmai de aceea, când plecăm de la casa părinților noștri, trebuie să ne bucurăm de independență, dar trebuie să accentuăm maturitatea. De asemenea, o lipsă de maturitate se vede atunci când omul este extremist. Nu știe decât ori la bal, ori la spital. Asta e o expresie în limba română, hai să spun altfel. Ori în dreapta, ori în stânga. Nu există mijloc. El sare dintr-o parte în alta, ori de tot, ori deloc. Ori nu, ori da. Dar nu există negociere? Nu putem să comunicăm, să stăm de vorbă? Nu putem să ne adaptăm unul la altul? Să lași tu 50%, să lași și eu 50%. Ce prieteni vom fi noi dacă eu vreau să fie doar ca mine? Înseamnă că tu ești robul meu, sluga mea, iar eu sunt șeful tău, nu sunt soțul tău sau soția ta. Apoi, evită să facă angajamente. Oamenii imaturi nu vor să facă angajamente. Nu vor să spună, promit că de astăzi înainte o să fac așa. Pentru că ei știu că n-au de gând să se țină de cuvânt. Și atunci, vor să fie liberi. Cel mai mare angajament pe care l-ați făcut a fost acolo. Nu la Biserica Betania, dar într-un baptistier. Voi știți unde v-ați botezat fiecare. Ăla a fost un legământ pe care l-ați făcut cu Dumnezeu, care o să vă urmărească până când puneți mâinile pe piept. Tot ce faceți trebuie să fie în acord cu legământul la Dastan și Andreea. Tot. Felul în care vorbiți, felul în care relaționați, felul în care vă îmbrăcați, felul în care vă trăiți viața trebuie să fie în acord cu promisiunea de acolo. Și doi, legământul de astăzi. Un om face două legăminte în viață. Ăla și ăsta. Ăla și ăsta. Angajamentul mântuirii în fața lui Dumnezeu și angajamentul căsătoriei în fața propriului tovarăș de viață. Astea două angajamente definesc viața unui om. Dacă ești creștin, trebuie să se vadă, iar dacă ești căsătorit, trebuie să se vadă. Cum e un băiat necăsătorit? Un băiat necăsătorit caută. Ce caută? O fată? Cam de pe la 14, 15, 16, 17 ani, caută. Dar după ce a găsit, ce face? Se căsătorește. Și după ce s-a căsătorit, ce face? Nu mai caută.
Deloc? Bineînțeles, deloc. Păi ce să caute? Ce să facă cu două? Că un bărbat și o femeie, o soție și un soț. Ce să mai caute? O persoană care s-a căsătorit nu mai caută, ci se îngrijește de ce deja a găsit. Investește în fata asta. Iubește-o. Dumnezeu îți cere astăzi să o iubești. Asta nu are legătură cu cum simți tu. E treaba ta ce simți. Să o iubești. Iubirea nu este un simțământ. Iubirea este un angajament. Iubirea este o alegere. Aproape că țin aceeași predică, pentru că cam aceleași probleme sunt întotdeauna și nu se termină. Spuneam mirilor de o nuntă sau două în urmă că atunci când mă duc acasă nu trebuie să simt nimic ca să cumpăr un buchet de flori lui Carmen. Nu trebuie să simt nimic. Trebuie doar să aleg să fac asta. Nu trebuie să simt nimic, să mă ia așa de la luna de miere. S-a terminat de mult, 38 de ani în urma mea. Ce lună de miere? În luna de miere simți, pentru că e un hormon care te împinge să te căsătorești, numit pasiune. Asta e îndrăgostirea, de-aia simți. Dar după luna de miere, după ce se consumă actul intim și curiozitatea este rezolvată prin faptul că ai văzut pe toate și știi acum cum arată, dintr-o dată nu mai simți nimic. Rămâne doar biata alegere. Să-i duci flori e o alegere. Să taci sau să vorbești este o alegere. Să-i spui poți să te ajut cu ceva este o alegere. Totul este doar o alegere. Iar alegerile pe care le facem țin de caracterul nostru, nu de ce simțim. Nu de ce simțim. Alegerile nu sunt emoții. Alegerile sunt intenții care pornesc din caracterul nostru și intențiile toate au rolul să-i fie bine la fata asta de lângă tine. Dumnezeu îți poruncește de asta, să-ți iubești soția. Noi doar îți amintim. Însă ție, Andreea, Dumnezeu îți poruncește să-ți respecti bărbatul, soțul. Să-ți respecti bărbatul. Tu ți-ai ales un băiat pe care îl admiri. Să nu-ți pierzi admirația, te rog frumos. Să nu te aud că-ți pierzi admirația. Admirația asta trebuie să te țină o viață întreagă. Ce pantofi ai putea tu să-ți cumperi să te țină o viață întreagă? Ce rochie ai putea tu să-ți cumperi sau ce poșetă să te țină o viață întreagă? Din ce fel de piele trebuie să fie? De crocodil? De ce ar trebui? Că nu te ține o viață întreagă o poșetă sau o pereche de pantofi. Ei bine, admirația pe care o ai acum pentru acest băiat căruia i-ai spus da când a venit la tine și ți-a arătat cutiuța cu verigheta, de fapt cu inelul de logodnă, admirația aceea trebuie să o ții bine. Când o să o pierzi, n-o să-l mai poți respecta. Ascultă-mă, Andreea, n-o să-l mai poți respecta. Este aproape imposibil să respecti un bărbat pe care nu-l mai admiri, ale căror calități nu le mai vezi, ci dimpotrivă vezi doar defectele lui. De ce ai deschis cutia cu defecte, te întreb? De ce? Să nu o deschizi niciodată. Ea e acolo. Poate că tu nu știi de ea. Nici eu nu știu, dar știu că toți oamenii au o cutie cu defecte. Nu o deschide și nu crede că cicăleala sau alte metode la fel de rele pot rezolva problema asta. Problema asta o rezolvă doar el în locul lui, tu în locul tău, eu în locul meu și toți ceilalți, aproape 8 miliarde de oameni în locul lor. Andreea, să știi, nu poți schimba pe nimeni. Eu m-am căsătorit și am vrut să o schimb pe soția mea, că era cu 5 ani mai mică, eu aveam 21, ea 16. Că n-am fost convertiți atunci când ne-am căsătorit. Și a fost o împrejurare complicată între părinții ei și mine. Dar în sfârșit, am încercat să o schimb, pentru că multe lucruri nu-mi plăceau. Și am vrut să mergem într-o parte, că nu era bine cum mergea ea, ziceam eu. Dar n-am reușit să o schimb deloc. 38 de ani a trecut de atunci. Ea este cum vrea ea, eu sunt cum vreau eu, Dustin e cum vrea el și tu ești cum vrei tu. Dacă omul nu se schimbă singur, nu-l schimbă nimeni. De aceea, păstrează-ți admirația să-ți respecti acest bărbat. Este soțul tău, să-l respecti. Să ții minte, nu e un sentiment, este o alegere. Este o alegere care nu ține cont de cum te simți tu, ci pur și simplu ține cont de ce alegi tu. Privește pozitiv la el, adu-ți aminte de promisiunea pe care o să o faci aici și alege să-l respecti.
Asta este oportunitatea ta, ăsta este dreptul tău, ăsta este obligația ta. El trebuie să te iubească. N-are încotro, asta vine la pachet cu legământul căsătoriei. Tu trebuie să-l respecti. Nu există options, deloc. Trebuie să-l respecti pentru că el este soțul tău. La început a fost așa. Dacă ai plecat de la mami și de la tati, tu ai propria familie acum. Trebuie neapărat să faci din familia ta și tu de asta în la fel, să faceți amândoi din familia voastră o familie de calitate. Nu de mine depinde, eu nu o să mă țin după voi cu predica mea, nici pentru mine n-ar fi bine și mai ales pentru voi, ar fi terorizant. Voi trebuie să alegeți să faceți de ce are nevoie celălalt. Procesul acesta al adaptării, ca atunci când îți pui mâna într-o mănușă, dacă e un pic mai strâmtă, nu merge, dar și până la urmă funcționează. Așa vă veți adapta unul la altul, până când veți ajunge așa. O să treacă un pic de timp, o să aveți câteva discuții, unele vor fi mai tensionate. Nu discuțiile tensionate sunt problema, ci felul în care opriți discuțiile astea, felul în care gestionați momentele acestea. Biblia a spus, dacă vreți să vă căsătoriți, să știți că vă faceți propria familie și pe lângă independență, care este ușor, tati și mami, ieșim afară de la voi din casă, dar stați cu noi că uite avem loc, nici vorbă. Ok, dar asta presupune pe lângă independență, maturitate și responsabilitate. Asumați-vă lucrurile acestea. Asumați-vi-le pentru că toată investiția asta este în beneficiu familiei voastre. Al doilea lucru pe care îl menționează Scriptura este alipirea, adică alipirea de partener și de asemenea angajamentul de a fi un singur trup. Expresia este cu privire la carne, cu privire la corpul fizic. Ăsta este un angajament, lipiți-vă unul de altul, vor fi foarte multe presiuni, forțe care vor vrea să vă dezlipească. Persoane, lucruri, evenimente, dar trebuie să rămâneți lipiți. Trebuie să rămâneți lipiți un singur trup. Lucrul acesta este provocarea pentru voi. Biblia spune, se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup. Știi ce înseamnă asta? Exclusivitate. Exclusivitate. Adică aici nu mai poate să vină nimeni. În dormitorul vostru nu poate veni niciodată a treia persoană. Oricine vine e la fel de rău. Nimeni nu are voie să intre acolo. Și acum nu mă refer la relație intimă doar, ci mă refer la relația voastră de cuplu. Tu ești singurul bărbat în casa asta, Dustin. Andreea, tu ești singura femeie în casa asta. Tu ești singura soție aici și e suficient. Și el e singurul soț și e suficient. Oameni buni, știți cât e de greu să realizați lucrul ăsta până la bătrânețe? Foarte greu. Dar exclusivitate, o singură soție și un singur soț. Afara din casa voastră mai sunt 3-4 miliarde de femei, 3-4 miliarde de bărbați, dar să fie sănătoși. Tu ai soțul tău, tu ai soția ta. Ai cu cine să te bucuri, ai cu cine să te desfătezi, ai cu cine să ai plăcere, ai cu cine să faci cumpărături, ai cu cine să muncești, ai cu cine să ai plângi, ai cu cine să râzi, ai cu cine să pleci, ai cu cine să te întorci, ai cu cine să te culci, ai cu cine să te trezești, ai cu cine, mă omule. Aveți propria voastră casă, ați plecat din casa părinților voștri, acum trebuie să vă lipiți. Să nu se vadă nimic pe aici, e lipit. Această alipire se bazează pe fidelitate. Fidelitatea trebuie să fie totală. De asemenea, se bazează pe loialitate. Se bazează pe angajament. Totul pleacă de la caracter. M-am angajat să trăiesc cu această fată, doar cu ea, până la sfârșit. M-am angajat să-L iubesc pe Iisus, până la sfârșit. Cele două angajamente care definesc existența noastră de oameni muritori. De asemenea, responsabilitate. Ești responsabil în fața acestui bărbat. Tu ești responsabil în fața acestei fete care îți va deveni soție în câteva clipe.
Responsabilitatea este foarte importantă. Trebuie să înțelegeți, Dastan și Andreea, nu există private în familie. Ea se poate uita la telefonul tău și tu te poți uita la telefonul ei oricând. Să-i spui, nu ai voie să te uiți în telefonul meu, mă, oameni, voi nu sunteți vecini. Probabil că o să vă întreb și asta aici. Voi nu sunteți vecini și nici colegi de bancă și nici de serviciu. Voi sunteți soț și soție. V-ați lăsat părinții ca să deveniți una. Nu există secrete nici la telefon, nici la e-mails, nici la Instagram, la contul de Facebook, unde vreți voi, fără private. Private-ul e în afara casei. Aici sunteți una. Dacă o să aveți private, o să mai aveți și altceva. Să nu aveți private între voi, ci doar față de alții. De asemenea, trebuie să aveți încredere. Încrederea este cel mai puternic element din viața unui cuplu. Când nu mai există încredere, apare gelozia, suspiciunea și gelozia. Iar gelozia e mai rea decât moartea. Trebuie neapărat să nu repetați greșelile, pentru că atunci celălalt își pierde încrederea. De obicei, soția este mai exigentă, bărbatul mai indulgent, dar indiferent cum e unul sau altul, încrederea, dacă pleacă, în primul rând, nu se va mai întoarce. Și în al doilea rând, în absența ei, aproape că e imposibil să trăiești. Încrederea e fundamentală. Eu cred că nici pe Dumnezeu nu-L poți urma fără încredere și nu mai poți să ai încredere într-un soț în care nu mai ai încredere sau într-o soție. De asemenea, prietenia. Căsătoria, vă spuneam ieri sau alaltări, prietenia este, dă culoare unei căsătorii. Sunt oameni care au rămas căsătoriți, dar nu mai sunt prieteni. Și soții care nu mai sunt prieteni și sunt doar căsătoriți, sunt ca doi vecini, nu mai simt nimic unul pentru altul, nu se mai identifică unul cu altul, nu mai împărtășesc decât chestiuni de familie, de business, dar nu-și mai împărtășesc viața personală unul altuia, nu mai sunt apropiați, ci pur și simplu s-au trezit în aceeași casă și stau la aceeași masă. Încă ceva, transparența, de care tocmai vorbeam puțin mai devreme. Aș vrea să mă apropii de încheiere spunând și următorul lucru. Lipsa de conectare dintre soți, ca și dintre noi și Dumnezeu, slăbește relația. De aceea e nevoie să ne rugăm, ca să ne conectăm cu Dumnezeu. De aceea e nevoie să citim Biblia, ca să ne conectăm cu Dumnezeu. Asta întărește relația noastră cu El. Ne îmbrățișăm cu Dumnezeu când ne rugăm, ne îmbrățișăm cu Dumnezeu când citim Biblia, ne îmbrățișăm cu Dumnezeu când venim la adunare și intrăm în atmosfera de închinare, ne îmbrățișăm cu Dumnezeu când postim și gândul ne este la El, în abstinență gândul de Dumnezeu e mai prezent decât atunci când ești plin. Lucrurile astea întăresc prietenia și relația cu Dumnezeu. Aceleași lucruri întăresc relația cu tovarășul de viață, cu partenerul. De aceea conectarea este absolut esențială. Comunicarea este cea mai importantă. Vorbiți între voi, nu despre voi. Vorbiți, dar nu vă certați. Vorbiți pur și simplu, faceți-vă cât un ceai și vorbiți 2 ore, 3 ore, 5 ore. Nu vă culcați până când nu vorbiți și rezolvați problema. Nu vă culcați certați. Toți oamenii se ceartă, dar unii dintre ei se împac, alții se despart. Alegeți prima variantă. Oamenii care sunt maturi și au plecat de la mama și de la tata știu să-și ceară iertare, știu să spună iartă-mă, o să fiu mai atent, îți promit. Oamenii aceștia știu să vorbească, știu să explice ce s-a întâmplat, ce e în mintea lor, ce au vrut să facă. Te rog frumos, ascultă-mă, uite ce am vrut eu să fac, dar a ieșit așa, iartă-mă, dar eu n-am vrut să iasă așa. Trebuie neapărat să împărtășiți unul cu altul lucrul ăsta, pentru ca să scăpați de suspiciune și să nu se piardă încrederea. Asta e fatală. De obicei, pastorii le știu pe toate și pentru că le știu pe toate pot predica o oră sau două sau trei, de aceea mă opresc.